Kasimir. Caroline. Kasimir. Te rog! Te rog! Nu, Caroline. Kasimir, te rog! Te rog! Te rog! Nu, nu, nu! Bine! Mergem! Bună seara! Kasimir. 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 Hi. Ești tare! Crezi? Ești cel mai tare! Mulțumim! Văd.
Băi, eu încă-l văd foarte bine. Să mură dacă mai fac ceva. Ei, Kasimir, azi mâine așa o să zburăm cu toții. Lasă-mă! Acum zepelinul s-a dus către opera Mercau, dar o să vină înapoi și o să facă cercuri deasupra noastră. Mi se rupe! Sus acolo zboară 20 de bogătași și jos fac foamea milioane de amărâți. Mă cac pe el de zepelin. Știu eu șmecheria asta, nu mă fac ei pe mine. Băi! Băi, zepelinul e o navă, mă înțelegi? Și când unul din noi vede nava asta, are cum să zic senzația că ar putea zbura și el. Dar noi n-avem decât chiloții rupți în cur și ne dăm cu gura de colțul mesei. Când ești trist așa, și eu tristă. Eu trist? Eu nu-s trist. E, pe dracu, zici că-ți plouă tot timpul. Ești pesimist? Așa-s oamenii deștepți, sunt pesimiști. Sigur că tu poți să râzi fără griji, dar ți-am zis că pe mine nu mă duci la niciun căcat de festival. Ieri m-o dat afară, de mâine șomer. Și tu-mi zici, dar de ce nu te distrezi? Dar ce ai vrea, să-mi pun și o moacă zâmbitoare? Să mor eu dacă am râs. Păi sigur că ai râs, că-ți dă mâna. Tu câștigi ceva bănuți și trăiești cu ai tăi care... Dar eu nu mai am părinți. Și singur pe lume, singur cuc. Poate că mai mult ne încurcăm unul pe altul. Adică ce? Adică tu ești pesimist și pe mine mă apuc așa melancolia. Uite, de exemplu, mai înainte cu zepelinul. Da mai tacă-ți franca cu zepelinul ăsta! Dar ce zbir la mine tot timpul? Nu merit eu așa ceva de la tine. Mă pupi! Ce tot te holbesc ca boul la mine? Pardon. De fapt mă gândeam la cu totul altceva. De-aia zic. Mă gândeam la zepelin. Zepelinul s-a dus către opera Mergau. A fost vreodată domnișoara la opera Mergau? De 3 ori am fost. Respectele mele. Scofală cu aia din opera Mergau. Oamenii sunt răi peste tot. N-ar trebui să vorbiți așa, domnișoară. Oamenii nu sunt nici buni, nici răi. Cei drept au fost constrânși de sistemul economic actual ca să fie egoiști, ca și cum așa ar fi natura lor. La urma urmelor trebuie și ei să supraviețuiască. Mă înțelegeți? Nu! Mă veți înțelege imediat. Să ne închipuim că dumneavoastră iubiți un bărbat. Să presupunem în continuare că acest bărbat rămâne fără slujbă. Atunci și dragostea dumneavoastră s-ar topi în mod automat. Ei, pe dracu! Pot să pun pariu? Ba nu! Când bărbatul dă de greu o femeie de valoare, o să-l iubească și mai tare. Eu așa cred. Eu nu. Știți să gâciți în palmă? Nu. Dar ce meserie aveți? Ia ghiciți. Ceasornicar? Nu. Croitor. N-aș fi ghicit în 100 de ani. Și de ce, mă rog? Croitorii sunt nașpa. Stoți cu nasul pe sus. Eu fac excepție. M-a preocupat cândva problema destinului.
Da, înghețata vă place, ha? Da, e singura mea pasiune, cum se spune. Singura? Da. Nasol. Cum așa? Adică, s-ar putea să vă scape câte ceva. Cu cine vorbeai acolo? Unul pe care îl cunosc. De când? De mai de mult. Ne-am întâlnit și noi așa din întâmplare. Ce, nu mă crezi? De ce să nu te cred? Ce vrei? Cum adică poate că mai mult ne încurcăm unul pe altul? Nu cumva vrei să spui că noi doi cumva ar trebui să ne despărțim? Cumva? Adică asta înseamnă că noi doi ar trebui să ne despărțim? Asta am tot coci tu acolo? Nu mă mai bate la cap! Și de ce nu, mă rog? Că sunt nervoasă și n-am chef să zic nimic deștept. Aha, bun. Atunci așa să fie. Așa și nu altfel. Altfel nu se poate. Penibil! Ce tot zici acolo? Așa e cum zic. Cum? Dar nu-i ciudat că tu zici că noi doi cumva nu ne potrivim tocmai în ziua în care pe mine m-au dat afară? Habar n-am ce vrei să zici, Kasimir. Păi ia bate scapul un pic! Ia bate scap! Capul domnișoan! Să mor eu, că n-ai pic de respect. N-am fost eu mereu de partea ta, hă? Dar știi ce probleme am avut cu ai mei? Că nu m-am măritat un funcționar, că trebuie să-ți dau papucii și ți-am ținut mereu partea. Dar nu te enerva, domnișoară? Mai bine gândește-te bine la ce mi-ai făcut. Dar tu mie ce-mi faci? Eu? Eu doar observ adevărul. Atâta tot. Hai pa. Hai pa. Cine e domnul? Logodnicul meu. Ah, aveți logodnic. Mm-hmm. Tocmai m-a jignit foarte tare. L-au dat apăreri de la serviciu, acum crede că eu vreau să-i dau papucii, că de ce-i jomer? Vechea placă. Hai mai bine să vorbim despre altceva. Haideți! Hai! Stă acolo și ne urmărește. M-aș da lenghișpir. E cam scumpă distracția asta. Te fac ce vreau eu, da. Suntem la festivalul berii. Hai să dansați cu mine și să vă dați sus cu mine. Da, da, numai o singură dată. Cum poftiți. Haideți! Ich mag's und
complex design. Shoo-be-doo-be-boo-dee-boo-wee! Ah, let me get it. Der Hit, let me get it. In Liechtenstein mit einem Prinz allein. Shoo-be-doo-be-doo-bee-boo. Ah, let me get it. Und schlägt zu sich Mund ein, ich nur mein. Und nicht gewahrt, und leckte Stein mit ihrer Liebe. Schwester, meine Schwester, liebe Schwester, kleine Schwester, meine Schwester. Schwester, baby Schwester, kleine Schwester, meine Schwester, sexy Schwester, kleine Schwester, Schwester, meine Schwester, Schwester, kleine Schwester. Și gătat. Uite, acolo e casa de bilete. Ah, na, că acum mi s-a rupt ceva. Ce? Dracu știe. Hai, întoarceți-vă cu spatele. Da. Vă rog. Încă ne mai urmărește onorabilul dumneavoastră logodnic? Stă de vorbă cu un domn și o doamnă, dar niciunul nu ne scapă din ochi. Unde-i? Ah, ăla-i Merkel Franz și gagica sa Erna, îi știu. Ăla a fost coleg cu Kasimira meu, dar a luat-o pe un drum greșit. A și fost la pușcărie de câteva ori. Hoții mii sunt spânzurați, iar cei mari sunt lăsați să scape. Cam așa, dar Merkel Franz o bate măr pe Erna, deși ea l-ascultă, orbește. Să dai într-o femeie fără apărare mi se pare cel mai nașpa lucru posibil. Foarte adevărat. Ce Kasimir i s-a liniutit, Sandra? Dar până acum nu m-a lovit niciodată. Sper să nu ne facă vreun scandal aici. Hai. Nu, nu. Nu face el de-astea cu lumea de față. Are multă stăpânire de sine. Din cauza profesiei. Da, da, da. Dar cu ce se ocupă? E șofer. Conduce limuzine. A, oamenii irascibili par de obicei blânzi. Băi, frică? Dar de ce credeți asta? Acum vreau să mă dau în linghișpir. Hai! Parlez-vous français? Nu! Păcat! De ce? Pentru că în franceză sună mai bine ce vreau să zic. Un citat referitor la linghișpir și Caroline. Păi dacă mi-ai face tu asta, PC, păi ți-aș rupe spinarea. Dar ce vorbești așa cu mine? Kasimir! Domnișoara Caroline! Călătorie plăcută îți doresc! Dar ai grijă să nu pățești ceva! Să nu-ți rup gâtul! Asta-ți dorește Kasimir al tău acum! Stai, bă, liniștiți, suntem doi! Ce doi? Mie nu-mi place în doi, eu sunt singur! Să-ți dau un sfat. Măi, lasă-l în pace pe făt frumos ăsta. Că nu el de vină ca ta-și face de cap. Cu ea trebuie să ai o discuție. Cum apare, sparge-i botul. Depinde cum vezi lucrurile. Păi da! Păi eu le văd altfel. Pentru că ești fraier! Poate. Bă, tu știi cum sunt muierile? Ți-am zis bancul ăla în care... Fica și cu tasul și cu frasul și dar nu cu... mai tot vorbi așa urât despre noi femeile. Păi dar cum vrei să vorbesc? Păi și eu tot femeiesc. Poate vrei să-ți trag una. Așa. Hai, ține mânușile. Unde-i cealaltă? Nu știu. Ah.
Mă duc până acolo să iau ceva, să-mi încarc bateriile. Domnul Kasimir! Domnul Kasimir! Uite ce fain-i cerul! Ăla-i carul mare! Unde? Acolo! Și ăla-i Orion cu sabia! De unde știi tu toate astea? De la șeful meu. Pe vremea când încă lucram ca femeie de servici. Era profesor, știi? De câte ori dau de dracu, mă gândesc că ce e un simplu om pe lângă o stea. Și asta îmi dă așa o putere. Domnișoara dumneavoastră logodnică, încă se dă în lingișpir. Mă bucur! Eu m-am dat cu ea doar o singură dată, dar domnișoara logodnica dumneavoastră a vrut să se mai dea. Încă o dată? Da. Deci încă o dată? Da! Da. Deci dumneavoastră, domnule, o știți de mai demult pe logodnica mea? Cum așa? Ce cum așa? Trebuie să fie o greșeală. Eu am cunoscut-o pe domnișoara, pe logodnica dumneavoastră, a dinauri, la coșcute înghețată și am intrat așa neintenționat în vorbă. Neintenționat? Absolut! Pe dracu! De ce? Păi e foarte ciudat, pentru că logodnica mea tocmai mi-a spus că vă cunoaște de mai demult, ba chiar foarte demult! Așa a spus! Nașpet! Îmi pare rău. Păi e adevărat sau e abureală? Vreau să știu așa că de la bărbat, la bărbat. Nu, nu este adevărat. Să mor tu? Să mor eu. Mulțam, mulțam. Ce faci, mă? Ce faci, mă, coaie? Păi să nu s-a ajuns nicăieri, măi. Băi, lasă-mă. Păi dai una peste bot. Băi, lasă-mă, te rog eu. Dar ce te înfoi așa, mă, pămpălăule? Bă, nu-ți nici un pămpălăule! Păi ce-i, bă, ești fraier? Imediat te pui în genunchi în fața gagiului oficial al lui gagilică ta. Păi n-ai vrea să-i pup tipei și tălpile alea transpirate? Și să le ții lumânarea, bă, pămpălăule! Băi, nu-ți nici un pămpălăule! Eu sunt un om cinstit. Lasă-te-ai mulțumirea. Eu încerc să te ajut și uite tu ce scârbă ești, mă. Mai bine te las dracul singur să te descurci. Hai, Franț. Hai. Ce dracu! Ce te tot agiți așa? Stau cât am eu chef! Nu o să-mi las prietenul singur în așa căcat! Kasimir! Woo! Woo!
Te-am întrebat mai înainte. Cum adică noi doi cumva nu ne potrivim? Și tu ai zis cumva. Așa ai zis. Și tu ai zis că eu vreau să te părăsesc pentru că te-au dat afară ieri de la servici. M-ai jignit tare de tot. O femeie de valoare stă lângă bărbatul ei și când el are probleme. Și tu ești o femeie de valoare? Tu ar trebui să știi asta. Și atunci mai ești cu mine? Trebuie să-mi dai un răspuns. Nu pot să-ți dau niciun răspuns. Dacă nu simți. De ce mă minți? Eu? Da. Nu mint. Ba minți chiar fără rușine. Când am mințit eu? Uite mai înainte. Ai zis că-l cunoști pe tipul ăla de mai demult, ba chiar foarte de mult, așa ai spus. Dar voi v-ați cunoscut la festivalul Berii. De ce m-ai mințit? Eram foarte nervoasă. Păi asta nu e un motiv. Poate pentru o femeie este. Nu. Am vrut numai o înghețată. Apoi am vorbit despre Zeppelin. Doar nu ești atât de prost. Nu pot înghiți chestia asta. Kasimir, tare mi-ar place să mă dau un linghișpir, asta e ceea ce-mi doresc. Atunci Kasimir ar fi zis... Dă-te! Nu te mai dă așa generos! Hai, lasă fițele și zici cine e tipul ăla! Un om educat! Un croitor? Adică un croitor e mai educat decât un șofer adevărat? Ce tot îmi întoși vorbele? Păi tu faci asta, eu doar văd că m-ai mințit fără niciun motiv. Așa că dă-te în continuare, leagăn, cu educatul tău, domn croitor. Pun pariu că e un cavaler mult mai distins decât un câine amărât pe care l-au dat ieri afară. Păi și ce vrei? S-o plâng că te-au dat afară ieri de la servici? Ei, dacă tu suferi, nimeni în jurul tău nu mai are voie să se simtă bine? Egoistule! Eu egoist? Chiar mă fac să râd. Aici nu-i vorba de linghișpir, ci de purtarea ta, jegoasă, de halul în care m-ai mințit! Mă mai tacă-ți, Franca, că m-ai nebunit, bă! Hai, croitorașul cel viteaz, bă. Lasă-l, Merkel, bă, în pace! Capco. Merkel! Dispari. Lasă-l în pace, ăștia doi se potrivesc de minune! Ștoarfa croitorului! Ce-ai zis? A zis ștoarfa croitorului! Sau curvă, cum se zice. Domnișoară, să mergem. Da, acum chiar mă duc. Da, du-te învârtindu-te! Întoi! Femeile-s niște gunoaie! Niște gunoaie! Nu mai fi așa jegos! Eu ce ți-am făcut? Păi și tu ești doar o femeie, atât! Acum, Merkel Franz se va duce să-și ia o bere rece ca să-și mai... limpezească gândurile. Kasimir, hai, vino cu mine. Hai.
Nu. Eu mă duc acasă și mă culc. Noapte bună! Aici, măturătorul petrece alături de primar, vânzătorul alături de patronului și ministrul alături de mafiot. E bună democrația, nu? Ce-i drept, un bărbat nu are voie să-și piardă controlul. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. De ce? Mă refer la faptul că adineauri am luat apărarea domnului locotnicului dumneavoastră. Și era doar foarte supărat. Păi nu e o joacă de copii să te trezești dintr-o dată în stradă. Dar de ce m-am făcut curvă? De ce legătură are problema lui cu relația noastră? După părerea mea, ele sunt legate în mod fatal. Dar nu mai vorbiți tot timpul așa pompos. Mă duc să mai iau o înghețată. Ce culoreț mișto are fața asta? Foarte mișto! O fată fără curuleț nu e fată. Foarte adevărat. Da, ce voiam să spun este că ar trebui luate în considerare toate consecințele acestei despărțiri. Ce consecințe? Eu muncesc, pe mine nu mă întreține nimeni. Da, mă refeream la problema sufletească. Sunt chiar o proastă că am stat până acum numai cu Kasimir, că aș fi putut să mă mări de două ori cu un funcționar de stat, cu pensie grasă. Știți, eu nu vreau să pară că sunt vinovat de răcirea acestei relații dintre dumneavoastră și el. M-am mai amestecat eu între un bărbat și o femeie și nu mai vreau asta niciodată. Ați spus mai devreme că atunci când un bărbat își pierde serviciul, dragostea femeii lui se topește în mod automat. Da, e natura firii noastre, din păcate. De fapt, care e numele dumneavoastră, mic? Eugen. Aveți niște ochi tare interesanți. Știu, ni s-a mai spus. Numai să nu vă umflați în pene. Vă place prenumele Eugen?
în anumite situații. Sunt un om singuratic, domnișoară. Vedeți dumneavoastră, de exemplu, mama mea este surdă încă de pe vremea crizei economice. Și nu e tocmai sănătoasă la cap, fiindcă a pierdut totul. Iar eu nu am niciun suflet căruia să mă destăinui. Nu aveți frați? Nu. Sunt singurul fiu. Nu mai vreau să mănânc înghețată. Ciudat e tineretul din ziua de azi. Pe vremuri făceam și noi sport. Dar așa un interes căzut pentru plăcerile vieții spirituale, eu n-am mai văzut. A, un tineret complet lipsit de plăceri senzuale. Nici nu știu ce pierd. Eu am avut întotdeauna noroc. Și eu cu o singură excepție. Măcar era drăguță? Noaptea toate vacile sunt negre. Cine e ăsta, mă? Mă, tot salută cavalerul curulețului ăla ia mișto. Cine e ăla de acolo? Consilierul comercial Rau. Aha. Șeful meu. Știți firma aia cu patru etaje și cu anexe în spate? Da. În iulie și-a făcut o firmă. Dar numai din cauza impozitelor. Deci... Iertați-mă! Iertați-mă! De unde avem onoarea? O clipă. Ușor! Mă numesc Schürzinger, domnule consilier comercial. Schürzinger? Da. Confecții pentru copii. Departamentul paltoane pentru copii. Da. Logodnica... Nu! Încântat. Poate domnul consilier comercial să invite pe domnișoara la o cireșată? Nu beau cireșată. Aș prefera un samos. Atunci un samos! Un samos! El e prietenul meu cel mai bun din Erfurt, Thüringen. Eu mă trag din Weiden, Oberpfalz. În sănătatea dumneavoastră, domnișoară. Și o cireșată pentru tânărul ăsta. Îmi pare rău, domnule consilier comercial, dar eu nu beau alcool niciodată. Cum așa? Sunt antialcoolist, domnule consilier comercial. Din principiu! Așa se spune. Asemenea principii nu sunt recunoscute aici. Le considerăm inexistente. Cu tot cu principiul său suprem, tânărul ăsta va da pe gât o cireșată. Hai noroc, domnule, cum zice? Schürzinger! Schürzinger! N-am avut un profesor pe care îl chema Schürzinger. Cerino cer! Încă un samos. Și încă o cireșată pentru domnul antialcoolist, pe care tocmai l-am dezvirginat în materie de alcool. Doriți și dumneavoastră, domnișoară? Nu, eu nu beau tărie și nici amestecurile nu-mi plac. Cine e ăsta? E logodnicul domnișoarei. E, poftim! Da, dar ea nu mai vrea să audă de el. Asta e bine. Ce vrei de la mine? Cine e ăia? Doar unii pe care îi știu de mai de mult. Nu face mișto, te rog. Nu fac mișto.
Brunetul ăla de acolo, ăla e celebru consilier comercial, Rauch, e proprietarul unic al unei companii mari de tot. Ălălalt, ăla vine din nordul Germaniei și e judecătorul șef al unui tribunal de sector. Mare, mare figură. Doar oameni importanți. Nu mă mai pot supăra cu asta! Acu ce mai vrei de la mine? Am vrut să-mi cer iertare pentru că n-am avut încredere în tine și că am fost așa de nesimțit. N-a fost frumos din partea mea, mă ierți? Da! Iuhuu! Deja mă simt altfel! Îți înțelegi greșit situația? Care situație? M-am gândit, Kasimir. Mi-am analizat sentimentele. Nu mai are sens. Oamenii ăia nu-s potriviți pentru tine. Vor numai să profite de tine. Mai fi așa sentimental, Kasimir. Viața e dură. Și o femeie care vrea să ajungă undeva trebuie să-mi propodească un bărbat influent. De asta m-ai împropodit și pe mine? Da! Nu e adevărat. Ba da! Și atunci cu ce te ajută oamenii ăia? Vreau să ajung și eu undeva în viață. Și tot restul. Văd că ai o atitudine nouă. Nu! Nu-i nicio atitudine nouă. Doar că până acum am tot repetat ce ai spus, că o funcționară nu-i decât o muncitoare. Da? Dar în aducul sufletului meu am știut că nu-i adevărat. Inima și creierul mi-au fost în ceață pentru că te-am lăsat pe tine să gândești în locul meu. Dar acum, gata! Gata? Tu zici! Deci Kasimir e dat afară! Despre asta e vorba! Uite că îi se întâmplă și lui! Penibil! Mai ai ceva să-mi spui? Mă tot învârteam pe aici și mă gândeam dacă să-și cer iertare. Dar acum pare rău.
Permiteți-mi să vă întreb, l-ați cunoscut pe omul cu cap de bulldog? Johan, omul cu cap de bulldog, am plinit alaltăieri 16 ani. După cum puteți vedea, mandibulele sale sunt enorme și puternic ieșite în relief, astfel încât el poate să-și atingă cu ușurință nasul cu buza de jos. Johan nu-și poate deschide gura, de aceea trebuie hrănit artificial. Printr-o operație dificilă, i s-ar putea deschide gura, dar n-ar mai putea să o închide la loc niciodată. Vedeți? Vedeți ce jocuri îi place naturii să facă și ce oameni speciali trăiesc pe acest pământ? Mulțumesc, Iohannis! Și acum, doamnelor și domnilor, am ajuns la atracția principală a show-ului nostru. La 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 la. Juanita, fata gorila. Juanita s-a născut într-un mic sat de lângă Zwickau. Este un mister al științei cum de s-a putut naște așa, cu trăsături total diferite de cele ale oricărui alt copil. După cum vedeți, Juanita are întreg corpul acoperit cu păr, precum un animal, iar dispunerea organelor ei interne este asemănătoare animalelor. Dar Juanita... Zeppelinul! Ce? Zeppelinul! Nu, 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 nu. Înapoi! Înapoi! Ai nebunit! Dar Zeppelinul? Exclus! Imposibil! Înapoi! Zeppelinul! Zeppelinul! Ce-i asta? Zeppelinul! Pe voi cine m-a chemat? Cine m-a permis? Zeppelin! 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 Alo! Alo! Rămâneți liniștiți la locurile voastre! Ați înnebunit! Dacă veți cei văzuți afară, dăm cu toții faliment! Iată sabotaj! Iată revoluția! Nu mă las insultată! Nu mă las insultată! Gura! Tranquilizer! Tranquilizer! Hurry up, you motherfuckers! Johan! No! 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 Sărmanul Johan are o inimă așa de slabă! Johan! No! Nu mai plânge, micuța Juanita. Uite, ai aici pompoane, praline. Domnule director, mereu mă insultați. Nu e creștinește! Ei, hai! Nu mi-o lua în nume de rău. Ha 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 ha
zepelinul. Chiar și așa noaptea luminat. Dar noi nu zburăm cu el. Ce-i drept? Nu zburăm. Mă uitați așa ciudat la mine. Și dumneavoastră la mine. Cred că m-am amețit puțin. Nici dumneavoastră n-ați mai băut niciodată alcool, așa-i? Nu, niciodată. Mai sunt și alte lucruri pe care nu le-ați făcut? De fapt, nu prea. Să fie de la alcool? Sau mi se întâmplă ceva ce nu pot controla? Dacă, de exemplu, aș avea bani... Nu! Nu! Nu fi atât de banal! Acum suntem la Bertu? În noaptea asta. Și pe urmă? Poate. Te cheamă Eugen? Da. Pe mine, Caroline. De ce râși? Pentru că mă bucur. Și pe mine mă cheamă Conrad. Na 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 na, Carolinuță obraznică! Cine stă aici înăuntru în timp ce afară zboară zepelinul? Ai, zepelinul! Mă, ăsta mi-a ieșit deja pe nas! Continuați! Nu întrerupeți o conversație așa plăcută. Plăcut e altceva, cum se spune, domnule consilier comercial. Altceva? Ce tip antipatic? Un cinic? S-a dat, Caroline, în timp ce noi ne uitam la zepelin. Lasă. Lasă că-i arăt. Ai vrut să zici că altceva e plăcut? A fost doar o tactică de moment. Deși văd cum o ștergi. Ești un tip de ăla calculat? În dragoste la fel? Nu. Să știi că tot ceea ce gândești despre mine e total greșit. Nu gândesc nimic. Nu mă zic. Doamnelor și domnilor, am rămas la povestea Juanite, cea care are între corpul acoperit cu blană și dispunerea organelor interne asemănătoare animalelor.
Dar Juanita are și o inteligență ieșită din comun. Ea vorbește la perfecție engleza și franceza, pe care le-a învățat singură, cu foarte multă sârguință. Și acum Juanita vă va demonstra și ce voce minunată are, dacă îmi permiteți. Noapte dulce, noapte de amor, plăcerii noastre strajă. Noapte dulce, plină de dor, o noapte de amor. Dar timpul trece neîncetat, tandrețea noastră moare. O clipă de extaz furat și timpul a zburat. Zefir înflăcărat, strângem în brațe. Zefir înflăcărat, dă-mi al tău sărut, dă-mi un sărut, dă-mi un sărut. De amor, plăcerii noastre strajă. Noapte dulce, plină de dor, o noapte de amor. Hai noroc, Kasimir. Hai mă, bea și tu să ajungi cineva. Ce să mai ajung? Poate un consilier comercial. Atunci fă un nou partid și fă-te ministru de finanțe. Facem haz de necaz, Franț. Kasimir, cine nu acceptă sfaturi nu poate fi ajutat. Eu sunt șofer! Am carnet de conducere categoria A3 și B3. Fii fericit că ai scăpat de gagică ta, că prea era cu nasul pe sus. Era totuși funcționară. Și ce? Toate femeile sunt de doi bani. Persoanele de față se exclud, firește. Toate își vând sufletul și trădează, în cazul meu, doar pentru o tură de lichișbir. Dacă aș fi bărbat, n-aș atinge nicio femeie. Nu pot suporta mirosul unei femei. Mai ales iarna! Când părerea tunecoasă am vânat, am ucis cerbul cel încornorat. Căprioara cu ochi mari am săgetat, vulturul din înaltul cer am săgetat. Și nici rața de pe lac nu
mi-a scăpat. Nici o fiară puștii mele n-a scăpat. Și cu toate acestea, dragostea m-a sfârșit. Și cu toate acestea, dragostea m-a sfârșit. Ca o lumină cerească ce-ți transformă coliba într-un palat de aur și care nu se gata până când nu ești șomer! Șofer! Șomer! Cică ar fi de aluri care unesc sufletește doi oameni, Adam și Eva, mă cac pe relațiile dintre oameni. Averea mea sunt patru mărci, mă îmbăt și mă spânzur. Și a doua zi lumea va zice că a fost odată pe lume un sărman pe nume Kasimir! Un căcat! Asta va zice lumea, un căcat! Mor zilnic mii de oameni pe care i-a uitat toată lumea cu mult timp înainte să moară. Poate dacă ai fost un politician mort, ai fi avut parte de o mormântare mai bengoasă. Dar oricum, a doua zi, tot te uita lumea. Te uită de tot. Omul e cam singur pe lume. Hai noroc, mă capsec! Să fac ce-mi trece prin cap. Mă duc acasă la Caroline, îi scot toate hainele din dulap, le rup în bucăți și le arunc pe fereastră. Acu chiar că m-am enervat. Unde mere asta? Ei, dacă nu cade înăuntru, se întoarce. Mi-e cam frică. Hai că nu-și face ăsta rău. Nu e un tip prea dur, e mai degrabă simțitor. Mamă, dar ce spirit de observație ai! Franț, lasă-l în pace, te rog. Pe cine? Pe Kasimir! Și de ce? El nu e ca noi, acum e foarte clar, nu te mai băga, te rog! Și de ce nu?
pentru că nu e treaba noastră. De când? Scoateți degetele din berea mea. Mamă, dar ce spirit de observație ai! Scoateți degetele! Nu! Mă liniștește așa de bine. Am sângele fierbinte. Da! Să vă fac cunoștință! Noi, adică trei oameni așa de haioși, ne-am întâlnit în față la pudă Merkel! Îmi poți explica fenomenul următor? De ce femeile se duc la pudă câte două? Doi! Fui! Niciun fui! Pe pușe! Totul e așa de omenesc, mai ales astăzi. Și că domnul acesta ar avea o limuzină? Da, bineînțeles că are! Oh, și încă ce limuzină! Nu pune botul el și limuzină! Când Kasimir zice că are o limuzină, atunci chiar are una. Să ții minte asta, Pocitanie. Tu nu te băga! Tu ești o tipă așa cinstită. Îmi place. Ai un păr așa de mure și o piele așa de fină. Eu vreau să beau ceva! La, să bem! Nu mai am nicio picătură! Na, bele, să bem, bele! Bele! Căca, nu mai am niciun ban! Și ăsta să aibă o limuzină? Bă. Are cel mult bicicletă! În rate! Tu rămâi... Nu, rămâi cu Dumnezeu, domnule, limuzină! Vino încoace! Ce căcat, Kasimir! Fără bani, ești ultimul câine amărât! Kasimir, filozoful! Dacă am ști ce partid să alegem! Kasimir, politicianul! Ia mai linge-mă în cur, domnule Merkel. Mă, uită-te la mine! Uită-te la mine! Toate partidele sunt la fel! De căcat! Peste tot, oamenii cinstiți sunt priviți ca niște câini nenorociți. Mă, într-o asemenea situație mondială, trebuie să faci numai ce face, de exemplu, un anumit Merkel Franz. Ce? Simplu. De exemplu, în ultimul timp, eu m-am specializat într-un anumit paragraf. Nu! Ești un mare bou! Astfel de acțiuni n-au niciun sens! Mare bou! Nu! Karoline e dincolo! Ce? Acolo! Te-a văzut! Dar nu vine încoace! Păi vezi? Vezi? Domnișoara Karoline! Nu trebuie să vii încoace! Relația noastră s-a terminat! Până chiar și cea omenească! Tu n-ai nicio vină, de vină e doar faptul că m-au dat afară de la servici! Și asta ți se pare logic? Ștoarfă nenorocită! Dacă ar fi să mă iau după ce spune Merkel Franz, numai tu ai fi de vină că eu simt așa un gol pe dinăuntru! Tu ai locuit în mine, dar de azi te-ai mutat din sufletul meu. Și uite cum stau aici, ca bou, și nu găsesc liniștea. Deci? Sunt
șerbeții. Kasimir, cine nu acceptă sfatul, nu poate fi ajutat. Nu, nu știu încă. Mai. În mâna ta e totul. Tot. Încă nu știu! Dă lasă-l dacă nu vrea! Acolo! Rămâi acolo, că te calc în picioare! La hipodrom. Bine, dar fără așa. Îmi place mai mult așa. Ce curaj! Domnișoara, gândește ca un călăreț. Dacă voi călări odată, s-ar putea să mai vreau și a doua oară. Chiar? Și de trei ori. Chiar și de patru ori! Chiar și de N ori! O amazoană! Da, excelent! Bravo! Din spate, fetele pe bicicletă mi-aduc aminte de... rațele înnoțătoare. Prietene rau. Știi de când am mai simțit un cal sub mine? De când? Wow! Puteam să mă țin și pe doi cai. Dar azi un judecător a amărât. Unde sunt vremurile alea? Erau doi cai arabi, două iepe, Rosalinde și Ivone. Și tu te-ai însurat târziu, hă? Chiar și așa e prea devreme. Bravo, bravo! Eu am pus labele pe nevastă mea pe când i s-au scuturat deja petalele. Dar fii
simt. Sănătos tun. Când își ia doctoratul? Semestrul următor. Îmbătrânim. Eu sunt tată de două ori deja. Măcar ai ce să lași în urma ta. O sămânță. Începe așa înseamnă că are gânduri ascunse. Nu am gânduri ascunse, doar că am redevenit puțin mai treaz. Te rog, te rog, te rog, nu mai bea alcool! Nu, azi beau ce vreau eu. Nici nu-ți trece prin minte ce vorbeau despre tine oamenii aceia doi. Oh, ce? Vor să te împete! Oh, încă mai încape. Și apoi domnul consilier comercial a spus clar ce vrea. Ce? Vrea să te posede. Erotic! Chiar în noaptea asta! Deci vrea să mă posede, nu? A spus-o chiar în fața mea, de parcă aș fi fost nimeni. Acesta nu este un anturaj pentru dumneata, este sub demnitatea ta! Auzi, hai mai bine să o ștergem în englezește. Încotro! Încotro! Am putea bea un ceai la mine, poate? Și tu ești egoist. Parcă ești Kasimir. Acum vorbești în chineză? Da, domnule Kasimir. Mă cheamă Eugen. Și pe mine Karoline. Sunt un timid în general, dar adineauri la spectacolul ciudaților am visat la un viitor împreună. Dar mi-am dat seama că nu era decât un capriciu de moment al unei anumite domnișoare Karoline. Da, domnule Eugen. Uite cum își risipesc oamenii sentimentele. Oamenii fără sentimente trăiesc mai ușor. Felicitări! Aveți talent! Și asta vă spune un bătrân ofițer de cavalerie. Credeam că domnul e judecător. Ați mai văzut un judecător care să nu fi fost ofițer? Eu nu. Mai sunt câțiva. Ăia sunt evrei. Fără politică, vă rog. Asta nu e politică. Politica e întotdeauna murdară pentru următorul nostru număr de manej. Da! Vreau să călăresc, alea trăiture au trecut prea repede! Da! Atunci, încă trei! Rosalinde și Ivone! Unde sunteți?
Vă salut în spirit! Ce e o decapotabilă față de un cal? O decapotabilă e ceva mișto de tot! Da, dar nu simți nimic viu sub tine! Domnișoară, dați-mi voie să vă reamintesc că eu dețin o decapotabilă de lux. Sper că veți veni cu mine. Unde? În pelerinaj. La altă ting. Ah, la altă ting. Da. Miha! Miha! Altă ting. Uh-huh! Unde este altă ting? În căsuța mea. Ein, zwei, drei. În pătuțul meu. Ein, zwei, drei. Și angajatul tău de acolo? Noi suntem țigani din Șatra! Toată lumea e a noastră! Noi avem femei miștoace care l-au păvirocoace și câștigă bancul 10! Pe câmpia fermecată mă iubești? Am întrebat-o. Mai iubești, mândruța mea? Ea, râzând, răspunse da. Răspunse da. Răspunse da, 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 da. Și angajatul tău de acolo? Nu fi invidios. Domnule, cum zice? Schürzinger, domnule. Ai ce, am, da, nu, hai, mai luați, mai luați o țigară. Domnule, ce seară reușită! Foarte reușită! Da, da, da! Apropo de reușită, cunoașteți povestea lui Ludovic al XV-lea? Regele Franței! Într-o seară, Ludovic al XV-lea, împreună cu sublocotenentul său și cu logodnica acestuia, au plecat, unde credeți, la hipodrom. După o vreme, sublocotenentul său s-a scuzat și a plecat, pentru că s-a simțit onorat că regele său s-a interesat de logodnica acestuia. Onorat! Așa s-a simțit. Onorat! Cunosc povestea, domnule consilier comercial. Foarte curând după aceea, sublocotenentul a devenit locotenent. Așa! Nu știam. Bravo! Bravo! Permiteți-mi să mă retrag, domnule consilier comercial. Domnule consilier comercial! Ați înnebunit complet, dacă vă permiteți, să țipați așa la mine! Poate ați uitat pe cine aveți în față. Sper! Șeful unui tribunal
local. Mă bucur. Și tu pe-a mea. Dragă Verna, mi se pare că ești beată. Asta e părerea ta, Conrad? Da. Completul de judecată se retrage pentru deliberare. Fără suspendare. Se refuză circumstanțele atenuante. Fără suspendare! Ce e? Ce? Nu mai există fete în Erfurt? Doar câteva. Și atunci ăștia din Erfurt ce fac? Să se termine așa. O prietenie veche de 25 de ani? În numele Constituției. Mă jur pe lumina ochilor copiilor mei că de azi înainte suntem despărțiți. Și la masă, și la pat. Dar adevărat, și ăsta, și ăsta tot un șarpe, un șarpe gelos, da, dar Conrad Rau se trage dintr-o familie veche, guroasă germană! Și astfel de situații nu sunt tolerate aici! În ciuda celor 46 de ani ai săi! Au! Ce-a fost asta? Să nu-mi zici că o să am iar amețeli! Oh! Helmut a avut un atac! Atenție, Conrad Rau! Atenție! Unde, domnul Schürzinger? Vă transmite salutări.
Și domnul ofițer de cavalerie a plecat și el? Suntem singuri. Mai mergem spre Altötting? Câți ani aveți, domnișoară? Destui. Cât câștigați pe lună? 55 de mărci. Frumos. Mm-hmm. Și eu sunt mulțumită. Da. Mai ales în vremurile astea. A, numai că nu-i de viitor. În cel mai bun caz o să câștig de 3 ori mai mult. Da, pe atunci o să fiu deja bătrână. Viitorul ține de relații, domnișoară. Iar domnul consilier Conrad Rauch e o relație foarte bună. Să mergem. Spre alte ting! Aici e treaba! Mai trebuie să veniți și la paznicul parcării. Stă tot timpul acolo sus. Se vadă bine toată câmpia. Erna, fii pe fază. Sunt în cauza de bere. Ei, mare brânză. Îți pare rău? Nu. Poliția? Ai grijă, Franț. Voi trebuie să aveți grijă, să fiți cu ochii în patru. Acolo sunt parcate limuzinele unor barosani. Clară evaziune fiscală. La revedere! Merkel e un caragios. Mai întâi te omoară, păi pare rău. Nu e un om obișnuit. E foarte inteligent. Poate să spargă ușa și geamul unei mașini fără niciun zgomot. Ce altceva îți mai rămâne de făcut? Cam așa ceva. Ieri eram în stare să-i rup gâtul și să-i troznesc coasele ăluia care îndrăznea să-mi fure ceva din mașină. Și azi e taman invers. Viața e foarte schimbătoare. Dar ce întuneric e aici, nu văd nimic. Eu văd destul de bine. De multe ori îmi imaginez o revoluție. Mi-i văd pe ea săraci intrând pe poarta victoriei și pe ea bogați în mașinile poliției. Că prea au mințit pe seama oamenilor sărmane. Uite, la o revoluție de asta aș muri bucuroasă cu steagul în mână. Eu nu. Pe fratele meu l-au împușcat într-o mină de piatră. Războiul era deja sfârșit la vremea aia. Și ce? Și totuși fratele meu s-a jertfit. Eu fi făcut plăcere să se jertfească. Nu mai spune tâmpenii. Până și Merkel Franț respectă pe fratele meu mort. Atunci ești mult mai rău decât Merkel Franț. Pentru că și tu ești plin de amărăciune. Eu nu cred că sunt un om bun. Oamenii n-ar fi răi dacă nu le-ar merge prost. E o minciune strigătoare la cer să spui că omul e rău. Ce e o minciune strigătoare la cer? Să spui că omul e rău. Aha. Franț, de fapt nu există oameni cu adevărat răi. Mă las. Oamenii sunt produsul mediului în care trăiesc. Da! Na, o servietă. Complexul erotic. Domnului consilier comercial Conrad Rauch. Asta i-o putem înapoia domnului consilier comercial. Sau poate te interesează complexul ăsta erotic. Nu! Atât! Nici pe mine! Foarte bine! Bine, binișor, nu e rău! Mă, dar mai mișcați-vă și voi încolo și încoace!
că prea bate la ochi, că stați înțepeniți într-un loc. Să ne plimbăm încoace și încolo. M-am mai gândit. Am fost tare nesimțit când am zis de fratitul care a murit. Știam eu că nu gândești așa, domnule Kasimir. Sunt doar mașinile particulare. Alea închiriate sunt acolo în față, lângă punctul sanitar. Dar ce-a puțin blondina? Nu știu ce are, ei se întâmplă des. Face așa dintr-o dată o crevă. Eli! Vino încoace. În numele Constituției! O aduc imediat. Amețită. Nu, eu nu fac asta. Auzi? Știi că-mi place? Întâi ești obraznică și provocatoare și pe urmă te cari cu coada între picioare. Nu mai fi proastă. De-mi dă 10 mărci. Tu 5, eu 5. Gândește-te. Ai facturi de plătit. Dar ăla e un porc jegos, e un libidinos. Hai tu că-i doar o muie mică. Eli, Eli, Elișor! Fii drăguță cu el! Ăsta e un Bentley adevărat? Bravo, ai ghicit. Fostul meu locotnic a condus un Bentley. Era șofer. Un tip ciudat. De exemplu, acum 3 luni am vrut să mergem într-o excursie la iarbă verde, dar uite, acolo se certase cu unul care își bătuse calul. Gândiți-vă, pentru o gloabă. Adio, Kasimir. Adio. Da. Și mult noroc. Să fie. Merg spre Altötting. Un Bentley.
Să-ți fie de bine. Ce mașină tare. Am condus și eu una ca asta, chiar alaltăier. Da? Poftiți, stimată doamnă. Oh, poftiți, stimată doamnă. Sunteți mai bine? Nu, domnișoare! Încă nu se simte mai bine! Nu am vrut să mergem spre Altötting. Dar domnului consilier comercial i s-a făcut rău dintr-o dată. A început să-i curgă salivă din gură și... dacă n-aș fi frânat în ultimul moment, probabil că acum eram pe lumea elaltă. Ah, așadar, vă datorează viața? Cred că da. Logic! Doar ați frânat! Da. Știu să conduc pentru că fostul meu logodnic era șofer. Hei! Au sosit tărgile alea! Încă nu, domnule doctor! Hei, grăbiți-vă! Avem 6 contuzii, o mandibulă ruptă, 4 fracturi de braț, dintre care una foarte gravă și multe alte răni deschise. Hai, mișcarea! Ce porcărie! Germani contra germani. Dar ce s-a întâmplat, domnule doctor? De ce? A căzut linghi șpirul. Nu? N-ați ghicit. S-au bătut unii. De ce? Din nimic. Din nimic? Oamenii sunt chiar niște animale. Și nu se vor schimba niciodată. Eu totuși cred că... Ci că un Casanova beat a încercat să se suie într-o mașină închiriată cu două fete. Și l-au bătut doi tipi.
ci că unul dintre tip s-a descălțat ca să-i dea pe la nas să miroasă, dar el n-a vrut. Și atunci celălalt tip i-a trăznit un adept în moacă. Și pe urmă s-au luat cu toții la bătaie. Nimeni nu știa mai mult decât celălalt ce s-a întâmplat de fapt. Dar fiecare dădea și în stânga, și în dreapta, și în stânga, și în dreapta, și în stânga. Oamenii sunt foarte nervoși și nu se mai pot suferi. Ruptură de mandibulă? Asta trebuie să doară. Nu, domnișoare, nu e atât de grav în ziua de azi, mai ales cu toate invențiile medicale. E, dar tot rămâi mutilat pe viață, ca și cum ți s-ar fi tăiat o ureche. Mai ales dacă ești femeie. Dar aici nu vorbim de o femeie, vorbim de acel Casanova, bețiv. Atunci e bine. E vorba despre un înalt funcționar din nordul Germaniei, un anume Sper. Casanova! Sper! Funcționar! Magistrat! Nu, nu vă agitați, domnule consilier comercial. Ce e, ce e? Nu te mai tot învârti pe aici, domnișoară! Ruptură de mandibulă! Da! Niște curve ar trebui stârpiți! Stârpiți cu toții! Nu merită așa ceva din partea dumneavoastră, domnule consilier comercial. Să meriți! Asta e prea de tot! V-am salvat viața! Ai vrea tu. Adieu! Sper! Unde ești, prietene? Unde-i domnul magistrat? Vă rog să mă urmați, domnule consilier comercial. Ai ce jumulit e, domnul Cotoi! Uite, Eli! Au, ochiul meu! La revedere, domnule Cotoi jumulit!
Unde-o fi, Merkel? Stă el pe undeva. Mie mi se rupe unde-i domnișoara Karoline. Nu, ea nu e o femeie potrivită pentru tine. Am ochiul format. O femeie ca ea e ca o mașină la care nimic nu funcționează bine. Mereu trebuie reparată. Benzina e sângele, inima e magnetoul. Când scânteia e prea mică, motorul nu funcționează. Când are prea mult ulei, scoate fum și pute. Ce imaginație ai? Nu mulți bărbați au. Uite, Merkel n-are deloc. Oricum ai avut mare dreptate. Mă tratează nașpa. Nu! N-o să-i mai permit. Ce? Franz, Iisuse, Maică Precistă, Merkel! Uite, l-au prins, Franz! Uite, aia doi polițiști! Iartă-mă, Franz! Iartă-mă! Nu, nu mă mai plâng. Nu mă mai plâng. Ștoar faia nenorocită-i de vină pentru toate astea! Domnișoara Karoline, aia! Curva aia! Nici măcar nu se zbate, merge cu ei. Nu o să-l mai văd niciodată. Hai că nu să-l omoare chiar acum. E tot una. Are cazier. Sigur îi dă 5 ani de pușcărie și nu mai iese. Că s-a îmbolnăvit de tuberculoză când a mai fost în închisoare. Și nu mai iese. Ai și tu cazier? Da! Câți ani crezi că am? 35. 30! Azi toți pare mai bătrân decât suntem! Uite-l! Uite-l pe Merkel! Unde? Uite, uite! Uite! Așa-i viața. Nici nu începe că se și termină. Mereu am crezut că e o tâmpenie să furi. Și uite acum, l-am pe Merkel, Franz, în fața ochilor, drept avertisment. Mai bine să cer de pomană. Mai bine să rabzi de foame. Da! I-am zis eu lui Bietu, Franz, să te lase în pace. Am știut eu că tu ești altfel. De-aia mi-a aruncat cu berea în față. De-aia? Da, din cauza ta! Păi eu n-am știut că din ca... Dar oare merit eu asta? Nu știu! Ăla-i carul mare? Da! Da! Și ăla-i Orion! Cu sabia! Ai ținut minte. Lumea e așa de imperfectă! Am putea să o facem un pic mai perfectă! Dar tu e sănătoasă. Adică n-ai luat tuberculoză de la sărmanul. Nu! Până acum sunt sănătoasă tun!
așa de bine. Și mie mi se pare. E ca și când ne-am cunoaște de mult. Cum îl chema pe frate tu care a murit? Ludwig. Ludwig Reitmeier. Am lucrat la unul Reitmeier? Da? Da. Avea o afacere cu lână. O vindea un crop. Vine, Caroline. Bună seara, Kasimir. Nu te uita așa la mine. Cum spui tu? Ai avut dreptate. Așa deodată? Eu am vrut doar o înghețată. Dar pe urmă a trecut pe acolo zepelinul și pe urmă m-am dat în linghișpir. Mm-hmm. Pe urmă tu ai spus că eu vreau să-ți dau papucii automat. Pentru că e șomer. Automat, așa ai spus. Da, domnișoară. M-am amăgit că aș putea avea un viitor mai bun. Și pentru câteva clipe m-am jucat cu tot felul de gânduri. Da, a trebuit să cobor mult prea jos, mult sub demnitatea mea, ca apoi să pot urca mai sus. De exemplu, i-am salvat viața domnului consilier comercial. Dar el nu vrea să știe nimic despre asta. Da, domnișoară. Ai spus că domnul consilier comercial vrea doar să profite de mine și că eu sunt a ta. Ai avut mare dreptate. Da, domnișoară, mi se rupe. Eu nu mănânc de unde am scuipat. Am trecut de mult peste asta. Ce e mort și îngropat. Nu există stafii. Mai ales în dragoste. Lasă-mă! N-am mai văzut femeia atât de lipsită de tact! Ea e noua Caroline? Nu e treaba ta, domnișoară! Și tu când îl înșel pe Merkel Franz, ai mai mult tact? Merkel Franz e mort, domnișoară! Mort! Da! Nu mai spune! Pușcăriașo! Da. Și dispar! Las-o, săraca, că nu știe ce spune! Câteodată tânjim după ceva, iar apoi cădem la pământ cu aripile frânte. Iar viața merge mai departe, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic!
ochii mei înflăcărați. Păi așa-i cu adevărat forța destinului că ne întâlnim din nou, Caroline. Păi mâine, sub locotenentul Eugen Schulzinger, va deveni locotenentul Eugen Schulzinger, chiar în armata majestății sale, Ludovic al XV-lea. Și asta datorită ție. Ce tot zici acolo? E amuzant. Oh. Eugen, te-am jignit și nu trebuia. Pentru că pe lumea asta totul se plătește. Ai nevoie de un bărbat, Caroline. Nu. Mereu același. Totul va fi bine! Din ce în ce mai bine! Va fi tot mai bine! Cine spune asta? Emil Cuie. Repetă după mine. Totul va fi din ce în ce mai bine! Totul va fi din ce în ce mai bine. Va fi tot mai bine! Va fi tot mai bine! Va fi tot mai bine! Va fi din ce în ce mai bine. Ai... Vise înșelătoare. Dacă nu ne spânzurăm de foame, nu o să murim. Tu, Erna. Ce? Nimic. Se înfloresc, inima nu mai e trist.
și iarna trece, dar omul are o singură lună mai.